Mândra este situată în județul Brașov, pe șoseaua națională DN1 E68, între Brașov și Sibiu, la circa 6 km spre est de municipiul Făgăraș și la circa 60 de km spre vest de municipiul Brașov. În cadrul planului de dezvoltare durabilă a județului Brașov, comuna Mândra face parte din microregiunea Dumbrava Narciselor, alături de comunele Comana, Părău, Șinca Nouă, Șinca și Șercaia, scopul fiind promovarea regiunii și dezvoltarea de proiecte comune. Prima atestare documentară a localității Mândra datează din jurul anului 1400, lucru dovedit de un act de danie elaborat în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, care în acea vreme stăpânea și țara Făgărașului. Comuna Mândra are în componență satele Ileni, Râușor, Toderița, Sona și, bineînțeles, centrul de comună este Mândra. Suprafața totală 8.797,19 hectare, din care agricol 7.622,94 hectare, neagricol 1.174,25 hectare, pășune 973,12 hectare, fâneață 1.400,4 hectare, pădure 225,29 hectare, gospodării 1.063. Populația comunei Mândra este de 2847 de locuitori, din care 2756 de români, 25 de maghiari, 65 de romi și un german. Comuna Mândra dispune de 4 școli primare și gimnaziale, 5 grădinițe, iar cultura este reprezentată de 6 unități de cultură și 7 unități de cult. În localitate se află stație CFR. Calea ferată 200 trece pe la marginea nordică a localității Mândra, iar la aceasta opresc trenurile de persoane. Comuna are acces la rețeaua de drumuri naționale, județene și comunale. Biserica este monument istoric din satul Râușor, din comuna Mândra. Biserica ortodoxă a fost zidită în jurul anului 1810, deoarece vechea biserică a ars, din ea rămânând doar altarul. Tradiția spune că a fost ridicată pe timpul lui Constantin Brâncoveanu, 1698, de către o femeie din Mușcel, numită Stanca Neacșu. Biserica nu a fost niciodată pictată, ci numai zugrăvită, ultima dată în 1951. În anul 1908 s-au adus unele modificări construcției, biserica de astăzi fiind mai mare și mai înaltă decât cea inițială. În Râușor, satul de jos, a fost edificată cam în aceeași vreme o altă biserică ortodoxă, care a primit denumirea de Biserica Cuvioasa Parascheva de Jos. Edificiul este monument istoric care are și hramul Sfântului Andrei. Este cea mai veche biserică din comună, declarată monument istoric. Pe colina satului Mândra, în cel mai înalt punct al zonei, a fost edificată la anul 1779 Biserica Ortodoxă în stil brâncovenesc Sfânta Treime. Sătenii, 190 la număr la acea vreme, au cărat piatra și cărămida tocmai de la Perșani, cu căruțele, de la 20 de km departare, pentru a clădi locașul satului. Odată zidită, construcția a fost acoperită cu țiglă, iar turnul cu tablă. Unic în țara Făgărașului este iconostasul care este pictat pe lemn pe la 1801. Pictura originală a bisericii datează din 1821 și documentele indică pictorul Savu Cravu. În același an a fost sfințită de mitropolitul Vasile Moga.
Muzeul adună într-o colecție inedită pânze deosebite din toate colțurile lumii, țesute, cusute sau brodate de mână, tradiționale, specifice, autentice, cu povești speciale. Este primul muzeu de pânze și povești cu o zonă de expunere, cu atelier de creație fashion, fusion all new și suveniruri, cu zonă food pentru scovăzi și sirop, cu o carte poștală specială în loc de bilet de intrare, care poate fi scrisă și trimisă pe loc, oriunde în lume, cu șuracic pentru concerte și expoziții, cu o cameră specială de povești. Este amplasat în satul Mândra, la numărul 137. Pe dealurile care împrejmuiesc satul Șona se găsesc niște mobile de pământ înalte de 20-30 de metri pe care localnicii le-au botezat guruieți. Piramidele de la Șona au stârnit multe dispute asupra originii lor, dar și datorită unor fenomene ciudate care au loc în zonă. Sătenii spun că apa așezată la o anumită înălțime capătă proprietăți curative, iar carnea nu intră în putrefacție. Cele 8 movile de pământ se înalță pe un deal de la marginea satului și sunt aplasate pe două linii paralele. Bătrânii povestesc că pe vremuri un uriaș ar fi trecut oltul și și-ar fi scuturat încălțările de noroi exact pe locul unde se înalță guruieții. Într-o altă poveste, piramidele au fost ridicate de turci care atunci când plecau spre apus își lăsau din turbane pământul adus de acasă. Cercetătorii însă au comparat guruieții de la Șona cu tumuli în care erau îngropate căpetenile celte sau scite, mai ales că aceste popoare au traversat și teritoriul României. Arheologii au găsit în jurul piramidelor ceramică din epoca târzie a bronzului și din perioada Hallstatt. O ipoteză interesantă a fost lansată de un cercetător basarabean, care crede că guruieții sunt niște vestigii dacice. Andrei Vartic susține că alte 4 piramide asemănătoare există și la marginea satelor Hălmeac și Bunești, iar dacă se unește pe hartă locul unde există guruieții cu vârful Omu, se obține un triunghi dreptunghic cu unghiuri de 60 și 30 de grade. Un alt triunghi mai mare are în vârful cetatea dacică de la Racoș, vârful Omu și cetatea dacică Sarmisegetusa. Turbăria Mândra se află în apropierea DN1 la 5 km de localitatea Mândra și se întinde pe o suprafață de 100 de hectare. Grosimea stratului de turbă depășește 9 metri, iar depozitul total comensurat este de circa 180.000 de metri. La baza zăcământului de turbă se află o pungă de apă pe un strat de mâl nisipos, ceea ce îl face periculos pentru a fi explorat de om. Umiditatea favorizează specii de plante precum Meniantes trifoliata, Betula pubescens, Calta aleta, Alisma planta guagatica, iar fauna este specifică acestor areale umede. Emis orbicularis, Triturus cristatus, Hila arborea. Turbăria Mândra, cum este cunoscută locului, este acum o mlaștină în care trăiesc specii diferite de animale și păsări. În trecut, de aici se exploata turba care ajungea în toate colțurile țării. Locul a devenit acum un punct de atracție pentru vânătoare, dar și pentru fotografii care pot obține aici imagini deosebite cu plante, păsări și animale. Cetele de feciori. În fiecare localitate din țara Făgărașului, în perioada sărbătorilor de iarnă, se organizează cete de feciori, un obicei străvechi care s-a păstrat până în ziua de azi. Satul Făgărășan este în sărbătoare. Prinde viață în perioada 24 decembrie ajunul Crăciunului până la 7 ianuarie de Sfântul Ioan. Răsună satele de colindele feciorilor, de jocul popular tradițional organizat în vatra satului, este o paradă minunată a costumelor populare tradiționale specifice fiecărui sat făgărășan. Ceata de feciori este atracția zonei și merită văzută în fiecare iarnă. Ceata de feciori organizată în fiecare sat făgărășean își începe activitatea cu obiceiul colindatului. În ajunul Crăciunului, fiecare gospodărie făgărășeană este colindată cu colindele specifice fiecărui sat. Este evenimentul care merită văzut de turiștii care vizitează satul Făgărășan.
Tot în ajunul Crăciunului, copiii din sate de până la 14 ani se organizează și ei încete, numite irozi. Își încep colinda irozilor încă din dimineața ajunului de Crăciun. Ei prezintă în fiecare casă, sub formă de scenetă, viața și întâmplările Mântuitorului Iisus legate de nașterea sa. Este un alt punct de atracție al satului Făgărășan din perioada Crăciunului. Parada Cetelor de Feciori este manifestarea ce se organizează anual la 7 ianuarie, când se sparg cetele de feciori. Are loc la Făgăraș și participă toate cetele din țara Făgărașului. Feciorii invită și fetele care au jucat în vatra satului. Feciorii și fetele, îmbrăcați în tradiționalele costume populare ale satului Făgărășan, colindă, joacă și își prezintă frumoasele costume populare. Pentru turiști este evenimentul de la care pot rămâne cu frumoase amintiri. Obiceiuri de Crăciun. În fiecare sat, începând cu ajunul Crăciunului, se derulează ca într-un film obiceiurile de Crăciun. Colindatul în ajun la fiecare gazdă din sat, urmând apoi fetele satului la care se face joc. În fiecare zi de Crăciun se face joc cu învârtită, feciorească, hațegană, zăuritul fetelor, se merge la biserică unde se colindă, zăuritul celor care poartă numele Vasile, 1 ianuarie, și al Ionilor, pe 7 ianuarie, jocul Țurcii, a Berbecului și Steaua. De la Cârțișoara până la Șinca Nouă, de la Arpaș până la Șercaia, Părău și Șoarș, se păstrează aceste obiceiuri. Turiștii pot avea un sejur tradițional în satele făgărășene în perioada sărbătorilor de iarnă. În fiecare an, satul Mândra este în sărbătoare la 20 iulie, când localnicii se adună acasă din toate colțurile lumii. Obiceiul se păstrează de mulți ani, începe la biserică și se continuă în mijlocul satului cu muzică și dans. De înălțare, în fiecare sat se comemorează eroii căzuți în cele două războaie mondiale. La monumentele ridicate în memoria acestora, care se găsesc în fiecare sat făgărășan, se organizează parastase, elevii din școli prezintă spectacole patriotice. Cojocăritul și țesutul. Cojocăritul este un obicei specific satului Făgărășan, frumusețea cojoacelor fiind recunoscută pe plan mondial. Femeile satelor făgărășene păstrează și astăzi și practică țesutul. Războaiele de țesut sunt așezate în camera de lucru a gospodăriilor făgărășene pe tot parcursul lunilor de iarnă, când sunt țesute cele mai diversificate obiecte, de la țoale, la cârpe de perete, ștergare, până la costume populare. Turiștii își pot achiziționa astfel de obiecte și, mai mult, pot învăța din arta țesutului, poposind alături de îndemânaticele țărânci.